Bună tuturor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă mă vedeți pentru prima dată, numele meu este Rojin și ador parfumurile și iubesc să vorbesc despre ele. Dacă sunteți din abonații mei, deja Familia mea de aici, de pe YouTube, și reveniți de fiecare dată la fiecare videoclip. Uh, țin să vă mulțumesc pentru susținere, pentru faptul că sunteți aici, pentru faptul că sunteți în privat și pentru absolut tot. O să râdeți, dar am ceva emoții, nu știu cât se vede. Pentru că abia ce am venit din vacanță, am avut două săptămâni de uh, repaus, ca să spun așa, două săptămâni în care nu am filmat și acum uh, revin la tracul de, de bun început. Ok, nu ne mai întindem la vorbă. Uh, pentru cei ce mă urmăresc pe Instagram am căutat cât de cât să vă surprind... Uh, locații în care am fost și diferite chestii, cât am putut, pentru că am vizitat atât de multe locuri și au fost atât de multe amintiri frumoase, chiar nu le-am imortalizat pe toate, ca să mă exprim așa. Dar, într-o altă ordine de idei, dacă am avut două săptămâni libere, ce a făcut Rojin în vacanță, în afară de plimbări, distracții și mâncare, am scrolat site-urile de parfumuri și am testat în parfumerii alte parfumuri, bineînțeles. M-am întors din Turcia cu ceva esențe. O să încerc să vă inserez aici o chestie care mi s-a părut super tare. Negustor Stradal, să-l numesc, că ar veni în traducere în limba română, care vindea esențe pe bază de ulei. Și în care adăuga mosc natural Da Mi s-a părut o chestie super tare Bineînțeles că mi-am achiziționat Și printre alte chestii Am fost cu ochii pe Dubai Collection Și alt site Pentru că țineți aproape Mai urmează un unboxing Dar Acum avem uh, Unboxing Dubai Collection Și mi-am luat cutter, da? A trebuit să trec prin Bulgaria și să iau acest cutter din, din, Bulgaria, da? Că în România nu, nu aveam și noi catere, să nu mă mai chinui cu forfecuța mea de operații. Și vom trece la cei de la Dubai Collection. Am în comandă un parfum care nu este tocmai nou la ei pe site, însă de-abia acum mi-a trezit mie atenția. Și avem și alte două parfumuri noi, ca să spun așa. Și am achiziționat și un decant, am mai și decant și mostre și tot, 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 de la un alt parfum. Nici acela nu este nou, dar îl aveam pe listă și am zis totuși hai să iau 10 ml. Bun, am despachetat și vom începe cu cel care mi-a atras atenția și care nu este tocmai nou, și anume Emir Fascination Celestial Series. Serie. Da? Care vine așa foarte frumos, el, el de felul lui. Foarte curioasă am fost de acest parfum. Ca de obicei, în descriere veți avea link către fiecare din, din parfumuri. Iar eu cu cei de la Dubai Collection am un, un cod de afiliere Roj25 care va aduce la Absolut orice comandați voi de pe site, că sunt mostre, că sunt parfumuri full size sau că sunt uh, produse de îngrijire, codul acesta vă va aduce un discount de 5% la orice achiziție. Bun, uh, extract de parfum, nu știu dacă am spus și vine așa, sper să nu fac vreo boacănă, ia să vedem. Da, un pic am strâmb, dar poftim, gata. A? Nici acum. A, acum. Deci, <coughs> încep cu deci. Cred că nu am, cred. Bine, sticla aceasta și cele din gama Cahila Lux și Platinum, împreună cu aceasta, cred că sunt cele mai wow sticluțe din, din întreaga mea colecție. Bun. Sticla este așa, foarte masivă, foarte ok. Capacul este din metal, este greu. E genul acela de capac care, dacă îl scapi pe degetul mic de la picior, te trezești ținând o liturghie. Da? Cam așa este. Dar foarte frumoasă, chiar e foarte frumoasă. Bun. Să începem cu notele cum v-am obișnuit. Încă o dată, am trac și am așa o senzație că nu știu tot ce spun și tot ce fac e total anapoda, Dar uh, promit să reintru în mână ca să zic așa. Bun. Și avem uh, extract de parfum Emir Celestial Fascination de la Paris Corner, unisex, inspirat de Sergio Richwood. 100 de mililitri, 215 lei. Extract. <coughs> Mi de scuze. Extract de parfum, după cum v-am spus. Note de vârf. Avem mandarină, bergamot, grapefruit. Note de mijloc. Trandafir de damasc, coacăze negre, Notă de bază, paciuli, lemn de santal, vanilie, labdanum și mosc. Nu am avut mostră de la el, nu am idee de nimic. Am văzut decât câteva recenzii pe YouTube, bineînțeles de la YouTuberi din afară. Și chiar, chiar mi-a mi trezit curiozitatea acest parfum. Și am zis, hai să vedem. Și acum să vedem împreună cum miroase. Da Să-mi dau uh, paharul. Ok. Atomizorul este foarte ok. Și mirosul... E genul acela de parfum dark, deci din prima, da? de la primul puf. Parfum dark, ușor dulce, condimentat, aș putea spune. Genul acela de parfum care mă duce în zona parfumurilor lemnoase, da? Mm. Chiar dacă avem un trandafir aici, pentru că da, trandafirul se simte, dar nu este trandafirul acela care îl detest eu. Vai de mine! Bun. Înainte și înainte de toate. Este un parfum extrem de puternic. Într-adevăr, bine și pe ambalaj și cei de pe site spun că este extract de parfum. Este foarte, foarte puternic. Și miroase, um, miroase anișă, miroase scump, miroase elegant, uh, miroase opulent. Nu știu, nu este acel parfum um, de zi cu zi sau acel parfum care îl întâlnești la orice colț de stradă. Garantat nu. Uh, este un parfum într-adevăr pe linia unisex. Nu îl percep să încline mai mult către partea feminină sau către latura masculină. Nu. Nu știu. Mă repet, miroase anișă. Um, nu este parfumul acela pentru începători. Nu cred că este un safe blind buy decât dacă sunteți în zona parfumurilor dark. Zona parfumurilor lemnoase, zona parfumurilor cu acel ceva, zona parfumurilor misterioase, nu știu dacă am spus în cazul acesta, mă repet. Nu știu, nu este genul de parfum pentru oricine, da? Nu toată lumea, nu văd toată lumea să poarte acest parfum, dar este genul acela de, cum să spun eu, mix paciulii, trandafir pe undeva pe acolo, lem de santal și citrice, dar mai are ceva ce îi conferă, mai are ceva ce îi conferă o tentă pudrată. Pentru că totodată le resimt și pudrat. Însă nu e genul acela de uh, pudrat cum este insolans, ca un exemplu. Nu, insolans este un parfum pudrat strict de damă. Uh, tenta pudrată din uh, acest uh, Fascination de la Emir este portabilă și de către un uh, domn. Da? Deci merge în continuare pe linia unisex. Uh, trebuie să îmi cer scuze, dar am nevoie de apă, este foarte tare. Bun. Ok, acum e mai bine. Nu... Eu una, oricât de nebună, între ghilimele, sunt cu parfumurile, nu m-aș încumeta să port acest parfum vara pe timpul zilei. Însă seara la un eveniment special, sau de ce nu, într-un club, cu toate că de când sunt mamă n-am mai văzut clubul, dar asta nu mai contează. Da, l-aș purta. La un eveniment special, într-un club, sau seara. Chiar regret că nu l-am avut cu mine în vacanță, pentru că ar fi mers. Seara, da, ar fi mers purtat. Dar, din nou, Uh, vă repet și vă zăpăcesc. Nu achiziționați acest parfum, uh, varianta full size blind, decât dacă sunteți în zona parfumurilor dark, misterioase, lemnoase, uh, cu un alt fel de miros, da? genul acela de parfum de nișă. Pentru o primă impresie, cam atât. Absolut toate oricum urmează să le port și voi reveni în uh, și în alte clipuri, însă da. Acest uh, fascination chiar este ceea ce eu mi-am dorit să fie. Trecem la următorul. Un parfum despre care eram mega curioasă și mai ales când am văzut prețul, am zis Arcadaș vi cu mine, garantat, nu stăm la discuții. Vorbim de gama La Fid de la casa Hadlaj și anume Aura Kiss of Rose. Bun. Acest Aura Kiss of Rose am eu nevoie de Acest Aura Kiss of Rose este la 100 de mililitri, 90 de lei și este inspirat de Kayali Eden Juicy Apple. Iar sticluța este așa. Foarte, foarte frumoasă. Din nou avem o sticluță grea, masivă, foarte, foarte bine lucrată. Capacul e din... Plastic, dar este ok, nu este plasticul acela uh, subțire, ușor, casant, zic bine. Ok, haideți să dăm înainte cu notele. Și avem uh, apă de parfum la feed, Aura Kiss of Rose, 100 de ml, 90 de lei, după cum vă spuneam, inspirat de Kayali Eden Juicy Apple note de vârf, coacăze negre, grapefruit, licii. La o primă vedere, paranteză, din vârf lipsește nota de măr. Deci de-abia aștept să-l miros. Lipsește nota de măr, adică de fapt vreau să spun că cel de la Caiali, pe lângă coacăze negre, grefruit și licii, are listată și nota de măr. Acesta de la Hatlaj nu. Note de mijloc, iasomie, trandafir, zmeură, iar în bază avem moschi, hlimbar, mușchi, vanilie și zahăr. În momentul în care am văzut zahărul în bază, nu mai are rost să vă spun că eram acolo. Nu știam cum să-l pun mai repede în coș. Mai scoatem un bloteraș, mai luăm o guriță de apă pentru că nu știu de ce pur și simplu mi se usucă gâtul și îmi vine într-una să tușesc. Bun. Și trecem la pufăit. Da. Același. Deci gata, m-ați pierdut. Vai de sufletul meu cum e. Vreau să vă spun Vai de viața mea! Vreau să vă spun că are acel atomizor superbisim al casei Hadlaj. Am mai multe, mai multe parfumuri și uh, pur și simplu mă pot declara fană a casei Hadlaj. Extrem de bune sunt, extrem de bune. Să ne întoarcem la Aura Kiss of Rose. Aici avem o bombă suculentă, dulce, fructe de pădure. Da? Deci, pur și simplu, fructele de. m-au izbit așa la primul puf, senzația aceea ca și cum vine cineva și strântește în față un coș de fructe de pădure, dar cu zahăr presărat. Da? De fix chestia asta, asta am, am vizualizat. are, E pe undeva o mică tentă de măr, dar foarte... Nu e ceva deschiderea, pe asta s-a... S-a focusat, da? Pe fructe de pădure cu zahăr presărat. Acum, Avem o tentă de bacara ruj sau uh, barberi, da? Începe, e ceva ce mă duce cu gândul la uh, bacara sau la barberi Eu între timp, uh, bine cred că o să mai fac un clip. Fix înainte să plec am mai achiziționat încă un uh, dupe. Pentru Kayali, Juicy Apple, dar în acesta de la Hatlash, asta resimt în momentul actual. În momentul de față se simte acel. o atingere, ca să spun așa, de Bacara sau barbării hăr undeva pe acolo. Însă, pe măsură ce tindem către dry down, Se resimte o vanilie cu un acord dulce, foarte, foarte uh, zaharat, zaharisit. Este o vanilie gurmandă, da? Vanilie cu multă zahăr? Are logică ceea ce spun? Dacă da, atunci da, să știți că așa se simte o vanilie cu uh, mult, mult zahăr. Ca și cum ar fi o bomboană, ceva foarte dulce. Um, nu știu, combinația asta de vanilie cu zahăr îi conferă parfumului o tentă suculent cremoasă, da? Îl duce așa la graniță, ca să mă exprim așa. Și tinde, tinde către zona aceea de. Um, Cofetărie, da? Deci pur și simplu am impresia că acum am în fața ochilor un desert de cofetărie, dar de ce uh, spun cofetărie într-una și nu spun doar cuvântul desert? Este ca și cum aș servi o prăjitură cu ceva fructe de pădure, foarte puțin măr ca și cum mai rade și ai pune decât două, trei firișoare de măr. Dar prăjitura aceasta o servesc chiar în cofetărie, da? cum era când eram eu mică, cofetăria și erau mesele unde servei. Pentru că vanilia cu acel acord de zahăr conferă, nu știu, te duce cu gândul mai multe te duce cu gândul la mai multe prăjituri, da? Haideți că tot mă chinui să-mi găsesc cuvintele. E acea atmosferă de cofetărie, dar este foarte fain. Foarte, foarte, foarte fain. Dacă sunteți în zona parfumurilor fructat, gurmande, da? Cam pe acolo. Safe, blind, buy. Dacă nu, mostre, Da. 2, 5 și decant de 10 ml, dacă nu mă înșel. Dar e superb. Deci e superb. Pe acesta mi l-am dorit extrem, extrem de mult și nu, nu, am dat greș cu el. Bun. Tot din uh, noutățile celor de la Dubai Collection, am fost foarte curioasă și bineînțeles că de ce se au mostră când uh, tei cu blind buy-ul înainte. Am luat uh, varianta full size de 100 de mililitri. Vorbim aici despre Ok. Vorbim aici despre apa de parfum de la Gulf Orchid Laila, da? Varianta de 100 de mililitri la 85 de lei. Și acest parfum este inspirat dintr-un parfum discontinuat din ceea ce vai de mine ce sticlă. Este inspirat dintr-un parfum discontinuat și anume Lancôme la Nuit Trezor a la Folie. Eu una din ce știu, acel parfum este discontinuat. Dacă greșesc, vă rog să-mi atrageți atenția în comentarii. Și acum să vedeți de ce m-am minunat eu. Da? Deci, cum să. Pur și simplu e bijuterie, sticluța asta. Deci este bijuterie. Capacul. Cred că e metal. Da, pare a fi metal. Vai de mine, dar e superb, nu știu, e, um, cum îi spunem, albastrul acela royal, regal, da? Foarte fain, foarte, foarte fain. Și avem așa, note de vârf, bergamotă, piper roz, note de mijloc, trandafir italian, iar în bază avem vanilie, chihlimbar și paciulii. Și să vedem cum miroase. Eu trezora la folii nu l-am avut. Am la Nuit Trezor varianta de bază, ca să mă exprim așa, plus câteva diupuri pentru el. Dar ador. La Nuit Trezor e unul din parfumurile mele preferate. Să vedem ce avem aici. Același atomizor, bine, e tot de la Gulforhyd ca în Fahama. Bun. Dulce, sofisticat, seducător, da? Foarte, foarte sexy. genul acela de parfum, foarte sexy. O vanilie, ușor buzi. Nu mă întrebați de unde vine chestia aceea, tenta aceea, buzi, însă așa o resimt. O vanilie ușor buzi, dar totodată ușoară. Cum să spun eu? Ne vanilia aceea grea din. din la Nuit Trezor, varianta clasică, da? Aceasta este buzi, însă nu. Uh, nu pare a fi genul acela să îți cauzeze migrene sau chestii de genul, da? Avem și un trandafir, însă nu este la fel de afumat ca în original. Din nou, un trandafir ușor mai soft, dar foarte, foarte frumos. Din nou, nu e trandafirul acela pe care eu îl detest. E genul de trandafir ușor fructat, dacă are sens, și totodată pudrat. Da? E ceva foarte plăcut aici. Acum nu o să spuneți că am luat o razna, însă mă duce puțin, puțin, puțin în label. Nu știu de unde și până unde. Însă, un label, din nou, mai soft, mai diluat. Vai, cât e de fain. E genul de parfum de seară. E, din nou, genul acela de parfum pentru o întâlnire, pentru o cină romantică. De ce nu, din nou, îmi vine clubul în cap? Pentru club nu l-aș vedea purtat din nou zilnic, nu-l văd parfumul acela de zi cu zi pentru sezon cald, cu siguranță nu. Trandafirul, că din nou îmi vine nota de trandafir, trandafirul este cald, catifelat, nobil, dacă m-aș putea exprima, Senzual și nu știu de ce, vizualizez un trandafir roșu, da, pur și simplu. Are um, aroma aceea profundă, uh, din nou nobilă, da, mă duce cu gândul la un trandafir roșu. Dar foarte, foarte fain. Deci, din nou. Dacă sunteți în zona asta de uh, trandafir din la Nuit trezor sau dacă iubiți la Nuit Rezor cel clasic, nu neapărat a la folie. Da, da. Safe blind, blind buy, mai ales la prețul acesta 85 de lei, 100 de mililitri, clar nu aveți ce să pierdeți. Uh, de la Gulf Orchid, mai am Fahama. Și nu știu sigur dacă mai am încă două sau da, ok. Trecem peste inventarul care m-a afucat pe mine. Uh, vă mai spuneam eu într-un alt clip că partea aceasta mă atrage și mă ține în continuare de aproape de parfumurile inspirate sau parfumurile tip clonă și anume faptul că, revin la acest parfum, el uh, se inspiră dintr-un parfum discontinuat. Adică uh, parfumeria aceasta Middle Easter ne oferă posibilitatea de a avea în continuare în viața noastră parfumuri uh, sau arome de designer, ADN-uri de designer ce ne-a fost tăiat accesul la ele. Da. Deci o să fie clipul ăsta plin de lacune, de bâlbe, cred că mai grav decât primul videoclip de pe YouTube. Nu știu de ce, dar nu mai contează. Și acum, și acum, avem decantul pe care l-am achiziționat. Wow, și avem mostre, patru mostre. Monstre. Avem patru aici odată, N am, am dat-o pe jos, dar nu mai contează și campfire de cantul meu, da, bun, haideți să începem cu acesta pentru că sunt foarte curioasă, apă de parfum Emir Campfire Factory Edition unisex inspirat de replica by the fireplace. Și avem note de vârf, cu ișoare, piper roz, floare de portocal. Note de mijloc, castan, lemn de guaiachie, nupăr. Note de bază, vanilie, balsam de peru, cașmeran. Uh, ca o paranteză, de fapt nici la acesta, nici la fascination, nu dețin uh, Sergio, Richwood, uh, nici uh, Kayali, Eden Apple, iar la acesta am la Nuit Trezor varianta clasică. De la Maison Margiela am Jazz Club și Lazy Sunday Morning, da? Dar um, By The Fireplace nu îl am, deci momentan ne limităm la primele impresii, da? Și Înainte și înainte de toate, scuze. Bun. Și să vedem ce ne spune Campfire. Îmi place, îmi place. Avem un miros. Lemnos, vanilat, din nou, dacă are sens. Acum vine un miros de. să nu râdeți de mine, dar așa percep. Fum și coniac. Deci nu înțeleg de unde îmi dăm. Pardon, mie coniac, dar eu resimt coniac. Fum și coniac, da? Deci asta se simte. Dulceag. Nati, dacă aș putea spune. Cald condimentat. Vai cât de tare e. Tare din toate punctele de vedere. Deci chiar îmi place. Dar bea acum resimt o floare de portocal ce îl face ușor fresh dulceag, nu prea are logică, dar așa le resimt. Nu știu, chiar te duce cu gândul la gura sobei de la țară, da? Nu știu câți dintre voi ați copilărit sau ați mers la țară, și este aroma aceea, uh, cum să mă exprim eu? Ai deja niște lemne în sobă care ard și trosnesc, dar în același timp către uh, gura sobei, da uh, sunt, uh, este scrumul, este uh, cenușa da, care a rămas. Combinația aceea. Foarte fain e. Foarte, foarte fain. Deci ăsta oricum mergea și blind. Dacă sunteți în zona parfumurilor afumate, da? E una așa de numesc zona aceasta. O ușoară tentă bisericoasă, dar nu vă gândiți la tămâie sau chestii de genul. da? Foarte, foarte interesant! Foarte interesant! Mi-aduc aminte că am testat la un moment dat Amir al Ud. O să vă las aici o poză. Știu că era de la Latafa și se spunea că tot așa este un ghip foarte bun pentru by the fireplace. Însă acesta nu are nicio treabă cu acela. Acum, când îl, îl resimt, clar este altceva. Acesta, campfire, da? Deci, nu. Foarte, foarte interesant. Și e genul acela de uh, parfum, genul acela de miros, nu știu, care te transpune în copilărie. Um, eu am o chestie, treaba asta cu nota de fum, da? nota de lemne arse în general și nota de caprifoi. Aceste două note pe mine mă duc direct în copilărie. Dar acum resimt chestia aceea cu bezelele la foc, da? Dar, nu, din nou, nu este un dulce deranjant. Nu, nu ar fi nimic supărător. Dacă, din nou vă spun, sunteți în zona parfumurilor afumate, go for it, bl uh, blind buy. Dacă nu, testați. Vai. Deci, asta oricum va veni varianta full size, da? Și să vedem ce mostre mai avem noi aici. Hai să începem. Știu că am cerut eu unde este. Da. Satin Lux. O să vă las aici sticluța. Am cerut această mostră, știți că jos la observații o să vă las aici, o să vă inserez, puteți cere, adică achiziționați un parfum în varianta full size și ca să nu vă pună ei ce, cine știe ce mostră, scrieți dumneavoastră acolo, vreau o mostră pentru X parfum, da? Ei dacă o au pe stoc, vă trimit cu cel mai mare drag. Eu am cerut mostra pentru uh, Satin Lux, deoarece mai am uh, un decant de 10 ml din Bacard, dacă zic eu bine, vă las aici din nou poză, Satin wood uh, Satin Lux inspirat de MFK UD Satin Mood, ca să-mi scot un pic și franceza din mine da? Și să vedem. Uh, am zis că dacă tot am decantul de 10 ml, să am și o mostră, pentru că mi-aș dori și acela de în varianta full size. Și să știu și eu care îmi este mai potrivită. Ok. Da, vorbim de același ADN, de ne rafinat, seducător, misterios, classy. Trandafirul. Parcă trandafirul din acesta din satin lux este mai dulce și mai in your face decât cel din decantul pe care l-am eu. Rămâne de văzut la un prim nas atât am, am putut să vă spun. Bun și acum ia să vedem hai să te luăm pe tine. Uh, romancia Calimat Naila Nila din nou, vă las aici sticluță și să vedem ce ne spune el. Vai, 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 ce avem, ce avem aici? Uh. Floral, fructat, vai, de mine ce... Deci e o combinație lavandă-ananas, da? Vai că de șmecher e ăsta, doamne! Lavandă, ananas, pepene galben. Am nevoie de el. Lemnos ambrat acum, da? Deci după nota de pepene galben merge într-o zonă lemnos ambrată. Acesta, dacă nu mă înșel, e tot din gama nouă. Vai de mine cât e de fain! Da, se încălzește treptat, am spus bine că e lemnos, merge în direcția lemnos ambrat, deoarece se încălzește treptat. Mosc, tonca, și zmeură, da, asta e zmeură. Doamne, cât e de divin asta! Vai de sufletul meu! Acesta este pur și simplu acel parfum de zi cu zi pentru acest sezon. Și categoric merge și pentru toamnă. Nu știu de ce. Pentru că, în deschidere, e genul de parfum tropical, oarecum tropical, iar apoi, deodată, se încălzește treptat-treptat. Foarte, foarte șmecher. Deci ăsta clar pe listă. Ok. Să vedem ce mai avem. Hai să te iau pe tine. Muntasaf al Lail. Da? Dacă aveți aici sticla. Dacă am străcit, am străcit. Aia e. Uh, pentru mostre. O să vă pinselez pe undeva pe aici notele la fiecare în parte. Am uitat să vă spun. Ia să vedem. Muntasaf. Asta mi se pare cunoscut. Floral lemnos. Dar e cunoscut. Zmeură-trandafir. O combinație zmeură-trandafir. Este ceva de la Lancome. Trezor Midnight Rose. Dar foarte, foarte bine lucrat. Nu, nu. Nu scrie de la ce firmă e Munta Safal la el. Nu știu dacă e Gulf Orchid sau altceva. Dar e super șmecher și e super, super apropiat de original. Deci e acea, acea combinație de zmeură cu trandafir inconfundabil. Nimic middle -ister. Bine, nici în uh, satin lux, oricum și originalul are o ușoară tentă, nici în. Uh, Roman ce a calimat nimic Middle Eastern Nici în uh, Muntasaf al Lail Doamne cât de Cât de fin e E direct acel parfum de designer Super tare Super super tare Și mai avem Rahaf Din nou vi-l las aici Ia să vedem Floare de portocalia, somie, miere. Gata, acolo să duce. Nu, asta e unul din parfumurile mele preferate de designer. Și anume Elisable parfa. Da? Deci, Rahaf este Elisable parfa. cu o miere nu, nu atât de bold, precum în ecstatic, de exemplu. Vă las aici. Am făcut eu o paralelă între Le Parfum și ecstatic de la Pandora, da? tot dup pentru Elisa Le Parfum. Însă, în Rahaf, pe blotter cel puțin și ca o primă impresie, mierea nu este atât de in your face. Asta, acesta ar fi singura, aceasta ar fi singura diferență, da? pentru o primă impresie. Însă, da, este elisablu parfum. Ha, 44 de minute, ca de obicei. Am zis, hai, filmăm pe repede înainte, hai că e bine și ce să vezi, din nou 3 sferturi de oră, nu mai contează. Dacă ați rezistat, dacă ați avut nervi suficienți pentru tracul, emoțiile și pentru uh, gradul meu de hidratare din acest videoclip, de câte ori am băut apă, uh, dacă Ați rămas cu mine până la final, vă mulțumesc din suflet. Dacă aveți și voi vreunul din aceste parfumuri sau uh, din uh, mostrele pe care le am eu sau aveți preferințe, descoperiri din noua colecție de pe site-ul celor de la Dubai Collection, vă aștept cu mare nerăbdare în secțiunea comentarii. Um, ca de obicei. În descriere veți avea link pentru fiecare parfum, inclusiv pentru mostre. Vă voi pune link către varianta full size. Voi oricum selectați ce vreți. 2 ml, 5 10 sau 100 de ml. De altfel, dacă doriți să plasați comandă pe site-ul celor de la Dubai Collection din nou. Roș 25 va aduce un discount de 5%. Dacă doriți să-l folosiți, vă mulțumesc. Dacă nu, din nou vă mulțumesc. Ne, ne putem reauzi și pe Instagram. Din nou veți avea uh, link în bara de descrieri. Vă mulțumesc din suflet. Sper ca următorul videoclip să fiu mai. Uh, da? să lăsăm tracul și să lăsăm lenea și toate cele. Până data viitoare, vă pup, vă mulțumesc din suflet și vă doresc zile minunate, relaxante și neapărat, dar neapărat parfumate. V-am pupat!